găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. Probabil mai țineți minte, cu ceva vreme în urmă, președintele Federației Române de Oină a venit aici și am discutat despre ceea ce se întâmplă în acest fenomen, dar și istoria acestui sport în țara noastră. Ei bine, iubitorii oinei, din ceea ce știu eu și vedem dacă greșesc sau nu, în februarie 1990, adică imediat după Revoluție, parte din iubitorii oinei au început să cocheteze cu ideea baseballului la noi în țară. Exact, ați auzit foarte bine, baseballul. Din acel moment avem o federație, vedem unde a ajuns până în acel moment, care este situația acestui sport în țara noastră în acest moment, cu președintele Federației de Specialitate, dar vreau să spun exact, este baseball și softball, nu? Cristian Manea, bună dimineața! Bună dimineața, Cătălin, bună dimineața, dragi telespectatori și urmăritori ai Antena Sport. Mii de mulțumiri că ești alături de noi. Hai să vin cu niște precizări. Mă bucur, în primul rând, că sunt aici, că vin aici după ce Nicu Dobre, președintele Federației de Oină, a deschis drumurile sporturilor cu mingea mică. Da, precizarea ar fi, Federația Română de Baseball a fost înființată în data de 4 februarie, ca să fim mult mai exact, pe 4 februarie 1990. Foarte repede după Revoluție. Imediat după Revoluție, cu acel grup de inițiativă de care vorbeai puțin mai devreme, care a venit din Oina și uite așa s-a înființat Federația Română de Baseball. Deci în 4 februarie, pe 4 februarie a fost adunarea generală de constituire a acestei federații. După care, în 93, s-a adoptat și acel softball în titulatura federației, softball-ul fiind, dacă vrei, sora mai mică a baseball-ului. Este aceeași concepție de joc, numai că diferă puțin dimensiunile terenului și dimensiunile mingiilor, dacă vrei, sunt puțin diferite. La modul, ăsta este o minge de baseball, aceasta este... Dacă nu stricăm decorul aici. Și aceasta este o minge de softball. Da, galbenul este softball, albul este pentru baseball. Și între ele, am zis noi că asfalt, ca precum planetele, știi? Între ele este cea de oină. Și între ele este cea de oină. Perfect, ca sigur. Să înțelegem... Asta are 9 inci, asta are 12 inci. Perfect. Asta am lămurit. O întrebare care mă macină. E clar că pe vremea lui Ceaușescu bănuiesc că nu s-a pus problema de baseball în România, nu? Dar înainte, adică în perioada... Adică baseballul la noi începe în februarie 1990 sau am avut ceva și au existat și, nu știu, înainte 30, 40, 20? Cum îți spuneam puțin mai devreme, suntem o federație atipică. Întâi s-a format federația și după ce am început să jucăm, practic după ce s-au întâlnit membrii Comitetul Executiv și membrii Federației la acea vreme, în 1990, 10 dintre ei au plecat la niște cursuri în Italia, la Parma, să învețe, practic, să știe cu ce se mănâncă, practic, baseball-ul. Ei bine, după ce au stat acolo 2 săptămâni, au venit în România. Domnul secretar general de la acea vreme, Cristian Costescu, le-a spus: bă, băieți, ați fost în Italia, bine, ne aducem aminte de 90, anii 90, cine pleca afară era wow. Da. Ați fost în Italia, ați vizitat, ați mâncat, ați băut acolo, ați învățat baseball, de acum înainte aveți obligația să faceți câte un club la voi în localitate. Și uite așa... Foarte tare. A luat, dacă tot v-ați dus acolo și ați ieșit. Da, exact asta, nu? Au spus. Dacă tot ați fost aici, hai să asta. Facem treabă. Și așa au apărut cluburile. Și au făcut oamenii? Marea majoritate, da. Foarte da. Deci în 91, mi-aduc aminte cu plăcere și cu mândrie, pentru că fac parte din prima generație de a fost primul campionat, sau? În 1991 a fost primul campionat de baseball din România. A avut loc la Roșii ori de vede în Telorman, iar prima cupa a României, tot în 1991, a avut loc la Suceava. Chiar acolo, ai scris tu la un moment dat, într-un editorial în gazetă, dacă nu mă înșel, despre sportul ăsta frumos. Îți mulțumim încă o dată. Să rămână. Asta se întâmpla, scuză-mă că te întrerup, asta se întâmpla în 2009. Atât de bătrân suntem? Tu jucai și eu scriam? Atât de tineri suntem, atât pentru că tineri. Încă vorbim și încă facem lucruri minunate pentru sportul românesc. Dar spune ceva, te rog. Trebuie să fii un pic bolnav cu sportul ăsta, nu? Adică, bun, vine Revoluția, că se știa, adică oamenii aveau ceva microb în ei dinainte, că bănuiesc, nu într-o lună de zile, nu? În ianuarie 90, gata, oamenii au devenit fanatici cu baseball-ul și...
hai să facem o federație, să dăm drumul. Sigur. Mai nu știu, dacă erau premisele acestei, pentru practicarea acestui sport, însă undeva în septembrie, mi-aduc aminte iarăși cu plăcere și drag, undeva în septembrie 1989, deci cu câteva luni înainte de minunata Revoluție, după ce am luat o bătaie soră cu moartea de la cei de la Energia Râmnicelu de lângă Buzău, jucam oină în 1989, practic am fost vicecampioni atunci, dar eram foarte supărați, pentru că nu, pentru noi acel tricou de campion era sfânt. În momentul în care intra în posesia lui, îl purtam cu mândrie și așa mai departe. Ei bine, ne întorceam de la Drăgășani, de unde a avut să loc această campionat de oină, și domnul profesor, văzându-ne extrem de mâhniți și, ce să zic, debusolați, eram foarte triști, da? A venit la noi și ne-a spus la acel moment, mă lăsați, mă băieți, zice, că de la anul o să ne apucăm noi de un alt sport. Nu cred așa ceva. Cuvântul meu de onoare. Tipul era un tip mai deschis, open-minded. Avea și ceva rude, dacă nu mă înșel, bunicul său trăise undeva prin Statele Unite, e vorba de Dan Romașcanu, care mi-a fost și profesor de sport. Și cu asta a încercat să ne scoată practic din această stețe de mâhnire de după ce pierduse în finala. Și a spus, o să ne apucăm de un sport nou, baseball. Na, pentru un copil de 17 ani nu aveam absolut nicio problemă. Ziceam, iarăși, domn profesor, merge mai înainte cu mintea. Noi știam ceva despre sportul ăsta înainte de Revoluție. Te întreb și de ce. Auzisem de NHL, auzisem de NBA, corect. Știam niște vedete de acolo, nu le văzusem că nu aveam unde. Dar știam despre existența unor sporturi americanești imperialiste. Despre baseball se știa în România sau în momentul în care a venit Revoluția și a fost schimbarea asta? La nivelul vârstei mele de atunci, nu știam absolut nimic. Deci nu știam absolut nimic, dar se pare că domnii profesori ai noștri știau ceva. Era clar că știau ceva. Deci, auzeau ceva. Exact, dar noi practic nu știam. Dar uite că a venit 90, a venit 90, făcut federația înainte. Știi, acum, ca să-ți faci o federație, trebuie să ai minim 10 cluburi. 10 sau 12 cluburi. Ca să primești finanțare de la Ministerul Sportului, trebuie să ai minim 20 de cluburi afiliate la federație. Sau lucrușoare de genul ăsta. Noi ne-am înființat ca federație și apoi am făcut cluburile și am dat drumul la acest minunat sport. Tu ai fost printre pionieri, fără modestie, fără falsă modestie, fără nimic. A fost greu, pentru că acum eu intreb pe toți, mai ales la sporturile acestea. Te duci în primul supermarket sportiv și îți alegi asta, 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 sau, mă rog, nu de calitate, dar ai cu ce să dai drumul. Hai să ne gândim cum era în 1990, da? Totul se transforma din oină, bănuiesc, nu? Adică de la oină. Nu se transforma, pentru că noi ne-am legat acum, Cătălin, pot să o spun și am mai spus lucrul ăsta, noi ne-am legat foarte mult de acest lucru, cum că oina și baseballul sunt înfrățite. Clar. Că, dar nu prea așa. În afară de faptul că avem minge mică și facem uz de baston de baseball, respectiv de oină, concepția de joc este total diferită, terenul are o altă structură, deci practic nu avem de ce să ne legăm în afară de aceste două. Dar astea de unde le luați în 90? În 90 le-am primit. În 90 în septembrie. În 90 în septembrie, sau mai bine zis, atunci când m-am apucat eu un pic mai devreme de septembrie, da. Și chiar îți aduc aminte un titlu de revista. Am avut o apariție în revistă la câțiva ani, care a fost așa. Trei mănuși, două mingi și un baston. Asta chiar e realitatea, nu e numai titlu. Deci este titlu după realitate. Trei mănuși. Deci așa am început eu baseballul la mine, la clubul meu. Aveam trei mănuși, pentru că federația a primit niște ajutoare de la federațiile internaționale mai mari, recte de la americani. Au venit americani. Au venit americani și în baseball. Americani, da.